Astăzi o să facem un, ia spune chiar un experiment, da. Am să vă rog pe toți cei care priviți acest podcast și vă mulțumim, sunteți în număr mare, asta este absolut minunat, să încercăm să alcătuim împreună un top al conspirațiilor devenite realitate. Noi o să venim cu câteva exemple pentru că s-au întâmplat lucruri. Și am să vă rog și pe cei care ne priviți și aveți chef să comentați să ne aduceți aminte de lucruri care la un moment dat în existența noastră, mai acum niște ani, mai acum niște mulți ani, fiecare cât o fi fost îngăduit pe acest pământ, am crezut că sunt la un moment dat, să zicem, nu știu, de exemplu aia cu făina din gândaci, de exemplu, când a apărut primul zvon despre cum o să mâncăm făină de gândaci, sau mă rog, o să mâncăm, cine vrea să mănânce, când o să apară ca sortiment la un moment dat pe rafturile magazinelor, evident că au zis unii la un moment dat, bă, sunteți nebun, nu există mă așa ceva. Așa ceva nu există, exact ca țăranul când vede giraf. Așa ceva nu există, nu o să existe niciodată. Și au trecut niște ani. Ani în care cercetătorii, era să zic cercetătorii britanici, ne-au adus în cele din urmă pe rafturi și această făină de insecte. Sigur, după aceea ni s-a explicat că suntem noi proști și că de fapt mâncam de multă vreme făină din insecte, că vorba aceea, tot colorantul ăla din mezeluri, ce ați crezut mă că este? Este un colorant provenind de la o insectă. Acum n-am făcut decât să uscăm insecta și să o mâncați pe o dată, ci să mâncați doar colorantul din ea. Tot așa s-a întâmplat, asta am căutat astăzi un material și mă bucur că l-am găsit, pentru că atunci când am auzit eu așa pentru prima oară de la televiziunile din România despre dispariția banilor cash, da, și procesul de dispariție a banilor cash, treaba asta a fost prezentată ca fiind o nenorocită de conspirație. Și, cum vă spun, eu sunt fan uneori, mă uitam la Digi24 și am găsit materialul de la Digi24 în care, pornind de la un gest făcut de Costi Ioniță, îl știți ăla cu, viața mea, băieții s-au grăbit să spună că este de fapt o mare conspirație. Costi Ioniță își retragea bani de la bancomat și se filmase făcând acest lucru, vorbind despre această, la momentul respectiv, teoria conspirației, cum că vor dispărea banii cash. Bă, suntem astăzi în 2 noiembrie, anul Domnului 2023. Păi ieri, pe 1 noiembrie, a dat Ciolacu și am mai vorbit și o să tot vorbim despre chestiunea asta, a intrat în vigoare povestea cu limitarea plăților cash. De la limitare până la interzicere, tot natul, ca să zicem așa, înțelege că nu poate să fie o distanță foarte mare. Dar vă rog foarte mult să priviți un început, un cap de știre, cum se zice, apropo de știrea difuzată de Digi anul trecut, când era vorba de conspirația numită dispariția cash-ului. Ascultați-l foarte bine, nu știu cum îl cheamă, îmi cer scuze, pe prezentatorul care citește capul de știre, așa se numește, adică ăla care citește materialul despre cât de tâmpit e Costi Ioniță și alarmist și conspiraționist în momentul în care să decidă să scoată banii de la bancomat și să vorbească despre dispariția cash-ului. Ia zi, Manule. România este în fața unei noi conspirații greu de controlat atunci când persoane extrem de urmărite în mediul online o susțin după retorica falsă că Europa ne obligă să mâncăm gândaci, o alta inflamează bulele online. Băncile centrale vor să ne lase fără proprietăți și ni se pregătește o monedă virtuală cu care nu vom mai putea cumpăra ce ne dorim. Mesajul e amplificat de diverse persoane cu notorietate care au început să facă apel să renunțăm la carduri, pe motiv că s-ar pregăti scoaterea banilor din circulație și controlul perfect al populației prin această metodă. Costi Ioniță, cunoscutul interpret și producător de muzică de petrecere, a strânit un val de reacții după ce a postat un videoclip pe TikTok în care și-a îndemnat fanii să plătească doar cu cash. Acesta susține că banii vor fi scoși treptat din circulație în moment în care toată populația va fi controlată. Costi Ioniță are peste 364.000 de urmăritori doar pe TikTok. Scot bani cash de la bancomat. O să vă zic de ce. Fraților, e foarte important să plătim cash. Atât cât mai putem zilele acestea, pentru că urmează o chestie foarte interesantă și anume controlul acolo a populației. În momentul în care nu o să mai plătim cu cash,
se vor retrage toate bancomate, se vor retrage banii fizici și în momentul ăla control absolut. E, și acum să-i salutăm odată pe toți cei care ne privesc, dar evident pe Tavihu Andră de la Cluj și pe Bogdan Comaroni de la București, ca să zicem așa. Bogdan, tu ești... Unde ești? În Pajura, Chibrit? Unde? În ce zonă? În... Dămăroaia. În oarecum în zonă. În zonă, deci pe acolo. Bun, gata. Deci de la Cluj, de la... Eu sunt la gara Basarab acum cu studioul, da? Așa, deci fiecare răspândiți prin toată lumea, ca să zicem așa. Hai să pornim, Tavi, de la povestea asta cu știrea pe care am difuzat-o mai devreme. Da? Deci asta a anunțat Digi24 acum un anișor, da? Noi, adică, domne, uite, nenor, suntem la un an distanță. Și eu nu știu dacă băiețașul ăsta care citea capul de știre de la Digi24, citind, dacă l-aș pune să recitească acest cap de știre, n-ar avea așa un soi de, măcar un nod în gât, să zicem, da? Măcar un soi de, n-ar mai avea acum tonul ăla, așa, nenorociții ăștia de conspiraționiști, ia uite despre ce vorbesc. Nu, mă, ăștia nu o să aibă niciodată nicio apăsare. E o generație care nu are termen de comparație. Pentru ei tot ceea ce li se spune și li se predică și li se impune, bineînțeles, cu motivul că e spre folosul lor și spre siguranța lor, ăștia iau pe nemestecate. Deci nu mai au filtre. Ca să ai filtre să citești o știre, bă, trebuie să analizezi un fenomen, trebuie să fii citit câteva mii de cărți, cel puțin, ca să ai un filtru, să ai prin ce să treci, măcar prin ciur, dacă nu prin ciur și dârmon, ce ți se spune. Dacă o întreagă țară a acceptat abominația că nu vă informați decât din surse oficiale, băi, frate, deci asta spune ceva despre lipsa unui scandal. Vezi că asta cu informații doar din surse oficiale a reapărut, pentru că în momentul de față ni se spune să terminăm naibii cu informarea noastră despre războiul din Israel, din Ucraina nu mai vorbim, de la tot soiul de nenorociți care dau imagini pe canalele lor de Telegram sau mai știu eu pe unde, și că ar fi foarte bine să ne luăm după comunicatele pe care le dau Ministerul de Război din Israel, NATO eventual sau cine naiba mai comunică oficial pe această temă. Adică terminați cu sursele de comunicare alternative, ca dacă vreți să înțelegeți ce trebuie, subliniez, trebuie din acest conflict. Păi? Eu nu să urmez sfatul ăsta, eu... Știi adică care e ideea? Asta e nesupunere. Îndrăznești să faci asta? E nesupunere. Da, îndrăznesc pentru că am îndrăznesc să gândesc cu propriul meu creier. Și chiar ce ciudat că ai nimerit cu ceea ce am scris eu în editorial de mâine. Eu am scris că România este, începând cu fenomenul Pitești, expusă unor experimente. Și mi-am dat seama cât de ușor la minte am putut fi. Recitesc acum apărut la Humanitas, că tocmai trebuie să recomandăm o carte, jurnalul lui Virgil Ierunca, dizident, soțul Monicăi Lovinescu, un critic literar și un mare luptător împotriva comunismului și pentru drepturile omului. Deci omul ăsta scria în anii 50, când, după ce citise 1984 și am redat în editorial de mâine, scria că, dom'le, cum poate comunismul? Zice, ăsta e exact comunismul, o Big Brother. Păi, dar săracul el nu se gândea că această chestie nu e numai a comunismului de atunci, de care el, săracul, suferea, ca toți oamenii din exil. Și este, el transcende, uite, generațiile. Dar ca să poată prinde, acum se face la noi experimentul ăsta al dezumanizării tinerilor generații, care trebuie să asculte doar de ordine. Sunt multe, Bogdan are o listă întreagă, le poate spune. Dar sunt numai și numai experimente. Eu cred că în momentul ăsta România a fost experimentul SRI-DNA pentru distrugerea capitalului românesc,
experimentul se continuă. Acum a luat puțină pauză că lumea a fost oripilată și acum se continuă distrugerea capitalului românesc prin ceea ce face Ciolacu și prin PNRR-ul ăsta care a fost gândit și secretizat, a fost gândit împreună cu cei de la Bruxelles pentru distrugerea cărbunelui românesc, a surselor de energie și acum în sper ultima fază, încercarea de a distruge capitalul românesc. Deci astea sunt tot felul de experimente care, în afară de cele care le va spune Bogdan, care vin direct de la Bruxelles, și ăsta vine, dar ăsta este mult mai dur pentru că privește soarta unei țări întregi. Și atunci neomarxizarea asta, experimentul neomarxizării, se lasă la noi cu tot felul de experimente începute sau continuate. Eu l-am numit în textul meu de mâine, nou ăsta experiment al lui Ciolacu, România pe burtă. După experiența FTA de la Digi24, care s-a aruncat pe burtă și zicea că împușcă avioanele. Da. Exact așa face Ciolacu acum și via Bruxelles. Se aruncă pe burtă și spune: domne, nu mai putem, trebuie să tăiem, trebuie să luăm, să jegmănim poporul, să jegmănim pensionarii, să jegmănim firmele românești. Deci asta e. Noi acum trăim experimentul România pe burtă, din punctul meu de vedere. Mă las să nu aștept prea mult prietenul meu Bogdan. Sper să nu-mi dea dreptate, că deja de vreo două ori suntem de acord, ceea ce este total atipic. Mă ocup eu să vă certați puțin, dacă vreți, la un moment dat, mai ales că vreau să introduc pe agenda discuțiilor noastre, ca să avem despre ce discuta, trecem de la un altar, nu e o problemă. Unu, vreau să-i rog respect pe toți cei care ne privesc, dacă vor să puncteze în comentariile de pe chat conspirații devenite între timp realitate. Noi am pus-o pe asta cu dispariția banilor cash, dar mai sunt multe altele. Pe de altă parte, vreau să vă arăt două chestiuni la care vom reveni, pentru că sunt foarte interesante. Una este știrea aceasta care mi s-a părut, e definitorie pentru lumea în care trăim. Este exact demența, schizofrenia lumii în care trăim este zugrăvită de acest titlu și de această informație, de fapt, plus de context, ca să zicem așa. Priviți, da? Albă ca... Hai, mă arată-mă, Manule. Albă ca zăpada, nu mai e albă. Disney a decis ca o actriță mulatră să o interpreteze pe Albă ca zăpada. Și suntem anunțați că o doamnă, Rachel Zegler, cred că așa o cheamă, în vârstă de 20 de anișor, a fost aleasă pentru a o juca pe Albă ca zăpada și se precizează, atenție, bă, asta mi se pare senzațional pentru lumea în care trăim. Bă, e nemaipomenit. Alegerea unei actrițe metise pentru a o interpreta pe Albă ca zăpada e un nou semn de deschidere din partea studioului, e vorba de studioul Disney, evident, mult timp acuzat că a ales în special personaje principale albe în producțiile sale. La începutul anului 2021, platforma de streaming video Disney Plus, deținută de compania Walt Disney, a blocat accesul copiilor sub 7 ani la vizionarea unor filme clasice de animație, precum Pisicile Aristocrate, Dumbo sau Peter Pan, din cauza unor scene considerate a conține stereotipuri ori prejudecăți rasiale. Bă, voi vă dați seama ce lume? Bă, Bogdane, ce e asta, bă? Dar știi că pe lângă că albă ca zăpada, nu mai albă. Uite, arată și partea asta, bă, asta se spune. Arată și asta, Manule. Da? Știi că și frații, piticii nu mai sunt. Uite, deci piticii nu mai sunt pitici. Așa, pentru că sunt niște entități așa cu puteri, cu nu știu cum, de-astea și vrăjitori. Devin creaturi magice, ca să nu mai jignească persoanele cu nanism, au zis ăștia, au zis. Domnule, da, nu mai. Deci, frații Grimm, îți dai seama, gata, la revedere, pa, ăia nici nu știau despre ce e vorba. Bine, și, <corpul. laughs> da, eu deja spun acum că pe bază de poluare, de încălzire globală, de toate astea la un loc, să-i zică direct, să-i zică neagră ca zăpada, adică e clară, deci că... Zăpada nu mai e albă de mult, deci cu asta, bă, cu tot ce ne poluează. Noi râdem, facem mișto, dar ăștia sunt nebuni. Bă, asta e, băi, ce e asta, mă? Da, mă, dar copii,
Copiii vor accepta pentru că ei n-au termen de comparație, bă. Ăștia nu s-au jucat niciodată cu puța. Acceptă în primul rând părinții copiilor. Pentru că în mod normal o televiziune ar fi spus demența ia amploare în lumea în care trăim. Cum mama naibii să faci o palbă ca zăpada mulatră? Cum mă să nu mai fie albă ca zăpada și 7 pitici? O să întrebe copilul. Tăticule, unde-s bă piticii? Nu, ce pitici mă? Uite, ești tâmpit, cum să spui cuvântul pitic? Înțelegi? Nu există pitic. Da? Există pitic. Ai văzut filmele cu curtea Angliei pline de negrese, băi frate. Regina Angliei neagră. Da, da. Dar Cleopatra... Cleopatra, mă rog, hai că era un pic... Bine, ce era mă ca nebunit ăla? Deci era un cercetător suedez care toată viața lui, 50 de ani, s-a ocupat de Cleopatra. Și el a spus, bă nene, Cleopatra era albă, deci n-avea nicio legătură cu să fie neagră, nici măcar mulatră. Așa că, uite, mulatră, nemulatră, poți să zici, uite, albă ca zăpadă a ajuns de cacao, dar chestiunea în sine că, bă, le schimbă ăștia cu o nonșalanță. Asta, da, așa. Le schimbă cu o nonșalanță, iar Disney-ul, pentru că eu când spun de multă vreme aici în emisiuni, bine, nu mai am zis și voi, sau mă rog, nu m-ați contrazis atunci pe tema asta, bă, țintesc în noua generație și mai ales în persoanele nenăscute. Adică ăștia sunt carnea de tun, practic. Ăștia vor fi folosiți. Adică noi, ne-a zis Harari clar că noi suntem la o vârstă în care o să ne țină cu filme și drogați, deci ca să până dispărem. Generația care vine de tranzit după noi e o generație în care se vor implementa digitalizare și legăturile astea cu statul, digitale, banii digitali, pe ei vor fi și cu următorii scoaterea cash-ului cu toate astea, după care vin generațiile absolut inocente, adică cele care sunt inocente la cultură, sunt tot, adică pică exact pe fenomenul cancel culture. Și cu entități de astea de tip Disney, deci că de un promotoare de neomarxism, de tot, deci cu noua educație care se va da și noua cultură, o să vină și o să schimbe lumea. Adică o să creeze acea populație docilă, o populație acea metisă, populația de care au ei nevoie, o populație împuținată și ca număr, dar și la cap, împuținată cât se poate, nu din vina lor, evident. Și după care, prin transumanism și eugenie, se va ajunge la genul ăla de cetățeanul universal, nu soldat universal, cetățeanul universal, un cetățean cu implanturi, care va fi creditat social, care va fi, practic, controlat, un sclav perpetu și care va trăi într-o lume în care el va crede doar că e liber, că cineva dorește. Bine, noi suntem departe, că și foarte mulți, culmea, oameni inteligenți cu care eu vorbesc, ei cred în continuare că trăim într-o lume liberă, democrată, în care statul și toată lumea ne apără și că noi alegem. Pe altă parte, acum ce să spun, că să comentez puțin faza cu cash-ul, e că eu mă bucur că și la vremea am comentat de Costi Ioniță, că foarte bine că a făcut și reiau ideea că îți dai seama în manelism, maneliștii știi pe care îi hulim, îi venim, totuși ei sunt promotorii cash-ului. Adică să știi că vis-a-vis de tot ce se întâmplă cu manelele, la asta cu fără număr, cu aruncatul, că îți dai seama, una e să arunci un coș de bani pe scenă și alta e să vină unul să aruncă un car cu Revolut. Să-l arunci. Nu, să te duci la ăla de cântă cu pianul de piept, cu nu știu ce, cu tare, cu țambalul, cu un alta. Cu aplicația, cu telefonul. Ia zi, moșule, unde îți plasezi? Da, ai Revolut, mâncați așa, neam. Mamă, n-ai POS, n-ai Revolut, n-ai nimic. Și eu cum îți dau, fratele, mă, nu știu ce. Nu, cu aplicația, mă, te duci cu aplicația. Lipește un car pe frunte. Nu mă, pui ceasul în frunte, face ăla transferul, așa, ăla zice mai la stânga că am implantul pe partea asta. Și deci Costi Ioniță, așa, Costa de... Eu, domnule, să știi că m-am gândit puternic, adică am încercat să văd cum ar aplica ăștia chestia asta, mai ales că la tine în emisiune am dezvăluit de multe ori că și bazat pe informații și cu persoane, cu analiști pe care am vorbit, că în momentul de față în România sunt undeva între 150 și 220 de miliarde de bani numerar, în euro, deci în euro sunt banii ăștia, mm-hmm. Și că ei sunt
aproape unul la unul în proporție cu ce se petrece într-o zi ca și tranzacție fiscalizată și că disperarea Uniunii Europene și de-aia l-a luat pe Ciolacu, pe gradatul Ciolacu să execute, bă, scoateți banii de la ăștia pentru că economia lor devine asta neagră, paralelă, pe care ei au forțat-o să apară și a apărut pentru că la noi în România existau circumstanțele și premizele, de fapt, pe că noi am trăit în comunismul ăla cel mai restrictiv, ăla în care, cu toate că ajunsese, să zicem, bancuri cu Ceaușescu, inclusiv cu securiștii, dar se practica și o cenzură și tot am spus eu la tine, deci era acel comunism analogic și în care existau toate chestiunile astea. Și atunci, în momentul în care pe piața economică românească au venit firmele sub acoperire, corporațiile multinaționalele și spălau și bani, dar spălau și licitații trucate, și clădiseră un sistem piramidal de firme de casă, restul firmelor fiind eliminate natural, și astăzi încă se închid lunar 4.000 de firme în România, atunci ce ai făcut? Firmele astea pe care le-ai dorit să le strângi și să le faci și să le taxezi și să le omori, să le faci mai mari, le-ai dus pe piața neagră. Unde ce au făcut? Au lucrat cu bani negri. Banii negri erau banii cash. Ăștia care erau bugetari sau salariați, ce au făcut? S-au dus la ziua de salariu cu 5-6 mii de lei ce aveau ei, i-au scos din bancomate și au băgat tot în piața nefiscalizată. Uh-huh. Unde aveau? Că tunul, că instalatorul, că era ăla, că cumpărau țigări la negru, că cumpărau orice sau făceau sau tranzacțiile pe care le făceau și prin firmele alea paralele, la care nu mai dădeau nicio factură, nu fiscalizau nimic, au făcut, de fapt, ca și atunci când au vrut să bage accize la țigări, la tutun, la alcool, n-au făcut altceva decât să încurajeze contrabanda și să se vândă în toate piețele țigări foarte ieftine. La fel se întâmplă și acum, pentru că ei încercând să scoată cash-ul, să vină și să atace, să distrugă firmele și proprietățile private, cu românii nu le merge, ci se duc românii și pleacă spre un sistem propriu. Sistemul ăsta propriu, tragedia pentru Ursula și toți birocrații de la Bruxelles este că el crește de la zi la zi și nu scade. Pentru că sistemul negru ăsta de care vorbesc, sistemul paralel, nefiscalizat, în care există sumele astea imense de cash, extrage banii și extrage părți din sistemul fiscalizat. Ce am explicat mai devreme, adică lumea scoate banii de acolo și bagă din coace. La maturi, de pildă, nu-ți închipui că la maturi să fie ăla că zice, băie, 6 seara am depășit 5.000 de lei, nu mai am cum, mă duc acolo repede să-i depun la bancă ca să iau acolo sau nu știu ce. Sau vine aia în tranzacții la nu știu ce și la mașina și zice, bă, fii atent, acum după ce ne luăm mașina, vezi că eu îți dau mai mult de 4.000 de euro pe ea, da, bani fizic. Păi fii atent, după ce ți-am întotdeauna, luăm de mânuță acum și merge la ea să ne amendeze. Am făcut tranzacția. Adică era exact ca la, știi, culoarea și darea de mită, știi? Aia e o chestie foarte greu, pentru că numai printr-un denunțător, cum să se ducă ăla care dă mită să aibă un serviciu cu ăla care ia, să zică, da mă, noi așa am făcut. Că am dat și am luat mită, știi? Că și darea de mită și luarea sunt incriminate. Da. Și atunci, pe piața asta merge mai departe treaba și eu spun că nu o să aibă niciun fel de reușită tâmpenia asta de la Bruxelles, pentru că oamenii vor continua să-și producă și să transfere banii cash, sfidând orice legislație, orice dorință. Că anumite firme, da, le trebuie să implementeze, că nu lucrează la persoană fizică decât cu 1.000 de lei, că bancomatul nu-ți dă decât suma aia pe zi, că nu știu ce face asta. Dar economia pe care ăștia vor să o distrugă în România o să funcționeze încă, nu definitiv, că există și alte măsuri. Că am spus că Madame Ursula cu gașca ei vor din 2024 și în 2025 să preschimbe banii. Am zis că nu, domnule, sunt cam vechi ăștia euro și că vor să le dea o nouă față și că să aibă nu știu cum. Și au făcut 7 teme, toate neomarxiste. O să schimbe banii și o să vezi că cu banii o să vină ușor, ușor și o să spună, domnule, ușor, în termen de 3 ani, ca și au spus că până în 2028, da, doar banii ăștia noi o să funcționeze, banii deci nu o să-ți dea dreptul să-i preschimbi pe toți. Și atunci lumea o să zică, bă, dacă nu o să ai cum să ai cash-ul ca să nu-i pierzi, te duci și depui în cont. Pentru că asta este teza globalistă, să scoată banii să-i depui în cont, după ce ai depus să-i facă restrictiv și odată cu introducerea monedei digitale programabile, să ți dispară, practic să pierzi proprietatea asupra banilor. Și acum
că am vorbit și de cash și de maneliști și am spus că nu, că maneliști au simțul ăsta, știi? Adică la cash-ul ăsta, ei vând mașini, cumpără, se duc, aruncă cu banii, cumpără proprietăți imobiliare, strad de la unii la alta, de multe ori și fără acte, ei știu între ei și au făcut chitanțe de mână, la revedere, pa, deci nu interesează să fiscalizeze, să trimită la ANAF, la toate astea, la taxe și impozite și la toată zona asta. Deci până la urmă, pe lângă economia asta paralelă, nefiscalizată, care, repet, e de o importanță majoră și crește și tot crește și nebunește de cap ăștia. La fel se întâmplă și în Bulgaria, dar la o scară mai mică, la fel și în Grecia. Deci în zona asta balcanică, oamenii nu pun botul la treaba asta. Și asta tot crescând, o să încerce metoda aia restrictivă de a elimina banii și de a-i preschimba și după de a elimina banii trecând la moneda unică digitală, la CBDC, adică Central Bank Digital Currency, care va fi leul ăla digital și care va fi programabil. Dar fii atent, nu vreau să ne arătăm din... Stai puțin, de la hai ce... că ajungem la chestia asta cu moneda digitală. Da, hai să facem să le croșetăm un pic. Nu, nu, fii atent, ascultă-mă un pic. Aș vrea să vorbim întâi de un subiect, poate repede, ca asta, dar de mare impact, că a venit lumea și se uită la noi, probabil. Și este, chiar se poate întâmpla acum, vis-a-vis de teoriile conspirației. Deci la tine în emisiune ne-au făcut praf și au zis că suntem dobitoci când am vorbit de orașele de 15 minute. Da, da. Când am spus după aia că există orașele de 15 minute și că s-a verificat în Oxfordshire, că au fost în Franța, în Elveția și multe altele și au venit mulți cretini care au zis, mamă, dar e mișto asta că de fapt suntem miști. Și mi-am susținut că prin asta îți fac control, că te limitează în zonă, că ajungi în niște închisori, practic zonale. Iar a zis că au zis că e teoria conspirației. Băi frate, după ce am venit cu proiectul de dezvoltare la durabilă, cu planul urban și toate alea care erau pe București atunci la acel moment și care trebuia, după aia a spus că implementat în toată țara și în care nu erau numite orașe de 15 minute, dar aveau toate, cum să spun, toate elementele din definiția orașului de 15 minute, i-au zis toți așa, și la televiziune și la Digi și la toți, domne, că e teoria conspirației, că se spune că sunt orașele, că sunt structurate, că o să fie închisori, că nu o să fie nimic, că nu o să ai nu știu ce. Și asta în urmă cu câteva luni. Bun, acum e PL 418 pe 2023, mare trei avize de la Camera Deputaților, a fost aprobată la Senat, intră la vot, la mașina de vot care va fi până în alegeri și va trece. Și acolo la pagina 29, deci am dat noi în ziarul ziua, pagina 29, apare, uite acolo dacă poate Manu să ia mai jos, că e document. Uite, pagina 29 subliniat, se scrie textual în document orașele de 15 minute. N-am scris-o noi la ziua, să înțeleagă lumea, ăla e un document oficial, ăla intră în Camera Deputaților la aprobare și la avizare. Când ăla va fi aprobat și avizat, termenul de oraș de 15 minute este practic oficializat, generalizat. El e oficializat de, și în actul ăsta, că e proiect, dar e oficializat. Și iată că tot ceea ce am spus noi și am fost acuzați cu teoria conspirației devine realitate. Păi, dar Ceaușescu avea de la bun început ideea asta, cu cantinele în jurul blocurilor. Deci, data viitoare îl oficializează și îl fac exact ca la ceea ce a decis Forumul Economic Mondial, că sunt orice de 15 minute, adică închisoarea devine închisoare. Da, așa e, dar deasupra de chestiile astea care sunt absolut adevărate cu banii, trebuie să ne gândim de ce am ajuns aici. Pentru că au trădat intelectualii care aveau trecând peste faptul că își văd de propria lor operă, au și o datorie cetățenească mai amplă decât cea a mea, a noastră, care suntem sub ei. Ăștia aveau datoria de a salva și de a atrage atenția și de a face presiuni. Trădarea intelectualilor ne-a dus în starea în care suntem. Chiar mă gândeam tot la asta, citind Virgil Ierunca, el s-a apucat săracul, dar a mai avut timp să facă o antologie a rușinii în România. Merită citită. Are niște articole care se numesc antologia rușinii. Un raf de bibliotecă, cred că i-ar fi trebuit. Da, acum cred că i-ar trebui foarte mult cuiva care ia mult mai mult decât în ceea ce privește intelectualii care au trădat în timpul comunismului. Acum revista ar fi infernal de
lungă, deci practic de netipărit într-un... Dar vezi că trădarea asta are o carte și Ana Sălăjan, foarte, destul de groasă, o doamnă Ana Sălăjan, nu știu cine, dar tot așa cu trădarea intelectualelor și merită citit și Julien Benda, care are o carte exact, care se numește exact așa, Trădarea intelectualelor. Deci cei care ar fi trebuit să fie mai sprinte la minte și să vadă ce se întâmplă, ar fi trebuit, aveau datoria să... Eu care sunt mai prost, nu m-am prins la timp, să zicem. Bă, dar dacă ascultam un Preș, un Liceanu, care se închină toată lumea, un Cărtărescu, care scrie editoriale după aceea, și ăsta e tipul de intelectual cel mai mizerabil. Ăștia care ling la un moment dat și după aceea se întorc împotriva tot ceea ce au lins. Deci, ideea că noi ce trăim acum ni se datorează lipsei de interes a celor care aveau datoria să avertizeze că vom ajunge aici. Da, acum, mă rog, tot încerc să... Bine, găsesc tot suiul de comentarii apropo de ceea ce am spus. Uite, de exemplu, Tiberiu Tătărescu zice, totuși, țări ca Germania sunt greu de băgat în matricea de 15 minute pentru că Germania e o țară rurală, ponderea populației în orașe este foarte mică. Așa cred că și în România putem să zicem, da, dom'le, la noi o să fie complicat, dar nu cred că despre asta este... Dar ideea, Robert, știi care e ideea? Ideea este că se încalcă drepturi. Aici mă refeream eu la intelectual. Bă, când unui popor și unui grup de oameni li se încarcă drepturi, și asta cu cardul și cu cash-ul, bă, trecând peste mecanica acestor chestiuni, bă, ți se încarcă unul drept. Nu le pasă. Liviu Dragon, de exemplu, zice așa: fraților, zice, câți dintre voi cheltuie mai mult de 5.000 de lei zi? Dar nu asta e, nu asta e, păi, problema. Nu, asta problema spun. E că... Da? Zice, singura problemă serioasă este aceea orașă de 15 minute. Deci sunt foarte mulți oameni tavi, asta este, de asta îi zic că... Eu îi rog să gândească că mâine li se vor interzice alt drept. În momentul ăsta noi avem dreptul, da, prin Constituție. O să-i se spună, bă, nu pute, o să-ți dea lege, nu poți să faci sex mai mult de 4 ori pe săptămână și să vor găsi unii și vor ce... Bă, cine dracu mai face sex? Cine face sex de 4 ori pe săptămână? Zice că n-ai voie mai mult. Cine face mai mult de 4 ori? Așa va fi toată povestea. Adică ei se vor gândi în permanență la chestiunea asta, ce li se întâmplă lor. Da? Nu, bă, asta nu e un drept. Eu ți-am zis de experimentul... Camere de la vederi în living, unde stai cu nevasta în dormitor, așa zică, sau în dormitor, așa zică, n-am băi niciun fel de problemă, ce, am nevastă frumoasă și dacă o vede lumea în curul gol, asta este, ce problemă am? N-am niciun fel de problemă, iar eu sunt încă bine, n-am cu tare, n-am nicio problemă. Vis-a-vis de ideea asta, ți-aduc aminte că am vorbit în urmă, cred că vreun an, cam așa, de experimentul acela din Franța, nu mai țin minte în ce localitate, nu știu dacă în un Nant sau ceva de genul ăsta, în care au fost alese 200 de familii și au plecat că li s-au dat câte 2000 de euro de persoană pe lună în plus, ca să accepte ca pe o perioadă limitată de 3 luni, a pornit experimentul, să li se monteze camere video peste tot, inclusiv în baie. Deci în baie, la WC-ul, la duș, în bucătărie, în dormitor, în living, peste tot, peste tot. Și aceste imagini să fie preluate și analizate în permanență de către un computer, de către o inteligență artificială, lor spunându-se că supravegherea asta și că de fapt rămâne o intimitate, cum e acum așa zis chestie că cu prelucrarea datelor cu caracter personal, chipul că este secretă și așa, deci că rămâne pur și simplu așa și că nu îi supraveghează de fapt un om, ci o inteligența artificială care analizează și care are la bază, odată, securitatea familiei respective, dacă e atacată sau ce face. Doi, din punct de vedere medical, dacă vreuna îi se face rău, cade lat sau se lovește la cap sau ce se întâmplă. Și multe alte elemente. Problema a fost așa, ăștia au acceptat toată pentru bani, era treaba aia. Și din 200 de familii câte au fost alese, după două săptămâni, doar două familii au zis: dom'le, nu, noi nu mai vrem, pentru că chestia e legată de intimitate, chiar dacă e o inteligență artificială, chiar dacă imaginele pot fi analizate sau pot fi date. Restul, în medie, tot în două săptămâni, între 10 zile și două săptămâni, s-au obișnuit și au ignorat total, au ajuns să ignore total camerele de luat vedere.
Adică au ajuns prin experiment, experimentul a durat cele 3 luni, s-au strâns date, s-au făcut și a apărut ideea că această supraveghere, că asta este ideea introdusă de noul globalism, de marea resetare, de noile principii. Ideea este că tot ce se va întâmpla este spre binele tău. Că cu sănătatea e spre binele tău, vaccinările obligatorii sunt spre binele tău, supravegherea în casă și tot e spre binele tău, spre securității tale. Faptul că nu te poți mișca decât pe o rază de 15 minute este tot spre binele tău. Faptul că te duci la magazin și ai recunoaștere facială peste tot și practic vei plăti cu niște monede programabile pe care dacă nu le folosești expiră și sunt date pe un venit minim garantat, e tot spre binele tău. Practic se prezintă că societatea asta care se va petrece după Marele Reset, și apropo, orice Mare Reset a mai avut loc în vechime, că nu e primul Mare Reset, a fost făcut după un război ba mondial, după un război puternic, după războaie de independență sau anumite chestiuni de genul ăsta, numai că resetarea a avut loc în diverse comunități, în comunități occidentale, comunități americane, în piața bancară, în multe alte, de asta la o scară și cu un impact mult mai mic. Acum se dorește un atac asupra omului, asupra drepturilor, libertăților și a omului din toate direcțiile și transformarea omului fără a fi întrebat și fără a se cere consimțământul într-un robot, într-o chestie transumanistă, transumană, într-o legătură om-mașină care să deservească o clasă de elită, care să conducă lumea și să dețină în proprietate și în drept tot ce înseamnă restul umanității, tot ce înseamnă alți oameni care trebuie să se comporte după cum li se dictează, mănâncă ce li se dă, de la proteine din făină de insecte, proteine din alte surse și luate în prima etapă vis-a-vis de ce știau oamenii, adică sub formă de print, de carne, de alte chestii, dar în viitor direct în prafuri și alte chestiuni de asta cum e prevăzut, adică nu mai e ca să-ți pierzi vremea. Nimeni nu se va mai duce la restaurante sau la mâncare să fie de gen într-un fel sau altul atractiv sau ce cunoști. Și atunci, pe tot fondul atacul ăsta din toate direcțiile, se dorește ca, spuneam, noile generații și cu astea să intre și să fie deja obișnuite, să li se creeze un spațiu și o formă de viață de asta, deci în care direct să plonjeze în monedele digitale, în orașele de 15 minute, totul să fie coordonat și totul să fie până la tembelizarea totală și propagandistică, adică toate imaginile și tot canalele de comunicare să fie surse oficiale, propagandistice și să meargă încât comunismul pe care l-am trăit noi cu Ceaușescu, să zicem la apogeu, comunismul pe care l-am trăit noi, ăla să pară așa, pur și simplu o democrație reală, să ajungă să ni se pară, sau ce vrei tu, că ar fi mai rău de s-a petrecut vreodată din punctul de vedere dictatorial. De altfel se vede ce se întâmplă mai departe și în China și ce model s-a luat de acolo și se vede și ce face Putin mai departe, pentru că Putin, după ce, eu tot am spus la tine în emisiune, mereu că ăștia sunt înțeleși, că sunt o chestie care, și că toate chestiile astea se petrec, nu ei fiind eroii principali și cei care au decizii, și în spatele lui Biden și al Putin și al Xi și tot, am explicat eu odată mai pe larg cine stă și cine permite lucrurile astea și cum se face înțelegerea celor din spatele scenei. Deci Putin tocmai ce a dat undă verde și a trimis în Duma lor noile măsuri pe baze de climatice, în care recunoaște criza climatică, în care tot trebuie să fie, deci vine cu tot narativul globalist al schimbării climei și a ce trebuie să se întâmple. Putin a dat deja și a promulgat introducerea rublei digitale, deci rublei digitale ca CBDC, adică să fie accent central bank-ului, deci de-aia că e rubla, da, să fie digitală, să fie programabilă exact după modelul chinezesc. Deci, după ce a avut loc toată chestiunea asta și etapele astea care se fac prin războaie, întâi cu Ucraina, după aia se joacă prin Israel și Orientul Mijlociu, se ducă spre Taiwan, vin cu totul, reacțiile de la BRICS la ăștia alalt și tot, dar care o să fie o chestie care
în care lumea să fie, practic, să creadă toate fentele astea și să meargă după fentă, toate astea se vor întâmpla și se vor implementa. Deci după ce asta Putin și-a făcut treaba, acum e la masă din nou cu ea, deci introduce chestii climatice, introduce monede digitale, deci planul merge. Exact ca la pandemie, știi, când în pandemie a fost consens general, atunci m-am pus eu problemă. Bă, dar zic că ăștia nu sunt niciunul, bă, sănătos dintre toți ăștia să zică ceva. Deci exact cum atunci în Rusia era cu ăsta, făcea, recunoștea pandemie, vaccin, nu știu ce, China, Statele Unite, toate alea la un loc, am vorbit noi aici de multe ori, iată că acum, pe diverse de astea, se întâmplă și planul merge mai departe. Bun, Bogdane, hai să mai vreau să arăt câteva chestiuni și să... uite, de exemplu, am o întrebare de la doamna Vica Mocanu, gândește-te la un răspuns logic pe care să-i dai, doamne, e foarte bună întrebarea. Doamna zice așa, mie mi-ar plăcea, zice, orașele de 15 minute dacă nu ne limitează ieșirea din oraș. Să fie toate instituțiile în apropiere, să rezolv treburile rapid, e o idee bună. Explicați, vă rog, de ce nu e bine ca să înțeleg, zice doamna Mocan. Da? De ce n-ar fi bine să avem această chestiune? Bă, uite, hai că răspund repede tot. Așa. Uite, și ca și chestia cu cash-ul. Eu nu sunt împotriva banilor electronici și a cardului sau asta, pentru că faci chestiuni online, te duci, nu trebuie neapărat să te duci tu fizic, stai pe la ghișeu, stai pe la col, stai la nu știu ce. Sau asta. Problema, ca și în orașele de 15 minute, ca și cum a fost cu vaccinarea sau a fost cu asta, este când îți limitează drepturi, libertăți, când nu ai. Deci banii tăi sunt o proprietate, că tu ales să-i folosești în formă de cash și așa ei sunt limitați. Ar trebui să fie nelimitați, adică ar trebui să poți să folosești cash în orice cantitate. Pentru că banii cash sunt banii care sunt, au realitatea lor și reprezintă o notă bancară prin care îți arată că tu ești posesorul unei valori bancare în Banca Națională care e acoperită în aur. Deci îți reprezintă o proprietate pe care o ai. Ceea ce nu reprezintă banii dintr-un cont bancar la o bancă privată și nu reprezintă, aia este doar o convenție prin care banca respectivă privată îți administrează, o ție o tranzacție virtuală care se petrece online sau se petrece într-un mediu care nu e fizic, adică nu ai banul fizic să-l dai la schimb, ci care garantează că față de proprietatea ta prin bancnote, prin hârtii, da, pe care ai tu o proprietate asupra valorilor bancare pe care le ai din Banca Națională, îți transferă administrativ o parte din această proprietate către o altă entitate care primește de la tine în proprietate, la fel la rândul, acea valoare. Adică, practic, este un administrator, dacă vrei, ca o agenție imobiliară, ca o altă agenție de, care intermediază și face un serviciu, da? Or s-a ajuns că de la aceste servicii bancare care reprezintă, pentru că ce înseamnă banii fizici? Banii fizici au în istorie, zic foarte repede noi de la toate astea, reprezintă faptul că inițial numai cu trocul, deci umblau banii erau în aur, erau bani de aur, de argint, cu toți ăștia se uzau și intrau în tot felul. Și atunci au zis, hai să-i înlocuim și nu știu cum și în baza lor, că depunem, bine, grosomodo, zic eu acum, să înțeleagă lumea, s-au depus valorile alea în bancă și s-au dat la rând în contravaloare niște hârtii, inițial niște bani din fier, din cupru, din tot ce erau, și după aia s-au luat bancnotele, bancnotele fiind inițial date ca hârtii de valoare, ca o contravaloare la ce aveai tu valoarea respectivă. Deci acea proprietate, că lumea nu o înțelege, deci tu prin hârtie ai niște proprietăți asupra valorilor banilor pe care unor valori pe care le deții, da? Care astea ți se iau. Și atunci dacă nu mai ai dreptul și libertății să luat proprietatea asupra valorilor pe care le ai bancare, atunci ăsta e un atac direct la libertăți și la drepturi. Cum ți s-a spus din capul lucrurilor de către bănci private că nu poți să deții mai mult cash de atât, că nu poți să tranzacționezi mai mult cash sau nu poți să faci nu știu ce, adică banii tăi. Deci când tu te duci la bancă și îți dă-mă înapoi banii, adică părțile care certifică valoarea mea în aur în Banca Națională, care valoarea în aur e depusă, e numai în România, dar sunt părți din ele, le dețin prin acele bancnote. Banca spune, păi nu-ți dăm azi, nu-ți dăm mâine, n-ai voie să faci tranzacția acum decât cu asta, nu poți să ții mașina, nu poți să te duci în lucrări, nu știu. Deci asta este, la fel și cu orașele de 15 minute. Dom'le, normal că e bine să ai lângă tine librăria, școala, grădinița, spitalul, clinica și nu știu ce părți ale instituțiilor statului locale.
adică de care să fie problema. Problema este că îți interzice să mai te plimbi pe acolo, să ieși din acea zonă și când ai restricții vis-a-vis de treaba asta. Deci una este să iei o chestie urbanistică administrativă și una este când te atacă și te bagă într-o zonă și îți limitează dreptul de circulație, că este un drept al tău fundamental la liberă circulație, când te închide acolo și mai ales când vei ajunge într-o primă etapă până la vei lua permisul să părăsești zona pentru bună purtare în baza creditelor, când te pune să plătești, da? Pentru că lumea o să vadă că să treci dintr-o zonă în alta și dintr-un oraș de 15 minute. Da, va costa la un moment dat, e posibil să coste și e posibil, mai ales cu mașina, să ți se interzică internetul. Mai am și eu 30 de secunde, poate te rog. Da, e gata emisiunea. Dar eu 10-15 secunde, te dacă pot să-mi păstrez și mie pe emisiune, ar fi excelent. Te rog. Eu vreau să mă refer la faptul că cu toată tragedia pe care o suscită războiul ăsta îngrozitor și vreau să spun că eu sunt de partea evreilor de data asta, mi se pare prea mult. Prea mult pentru un singur popor prin ce trece. Dar, exceptând chestia asta, mă gândesc că ceea ce văd eu, vis-a-vis de ce spunea și Bogdan și tu și de aceste experimente, că bă, sunt foarte multe, e un mare mișum de culturi. Și mie mi se pare cu tot o sârdia, care și-o dau așa neomarxiștii, ca mesajul și ceea ce gândesc primii care au trădat, primii intelectuali din marile universități americane, care au trădat și au... Că de acolo a plecat toată urgia asta, așa zis și intelectuali care au fost ori cumpărați, ori au fost... Mă rog, nu, nici nu are importanță de ce au făcut asta. Dar până ajung la toate popoarele care s-au mișcat pe pământ într-un mod în care acum nu mai poate fi controlat, este foarte greu ca o țară să vorbească în numele, de exemplu, Franța. Hai că la noi, eu cred că Estul, într-adevăr, este mult mai greu. Pentru că a avut experiența comunistă, e mult mai greu de dus pe calea asta mizerabilă a neomarxismului. Chiar și cu drogomani, noi drogomani, chiar și cu noi oameni fără sex, chiar și așa, o bună parte tăcută din Europa, Europa tăcută, dar mai ales România și Estul, nu vor putea fi stăpânite, că oamenii ăștia nu vor să ne conducă, care acced acum la funcții politice, ci vor să ne stăpânească. Aici e distinția între clasa veche de politicieni care aveau o stofă și care vreau să-și conducă poporul într-o bunăstare, ăștia vor să ne stăpânească. Ceea ce face și Ciolacu acum cu toată pletora asta de nemernici. Dar amestecul ăsta de culturi, care vedem acum cât de diferite sunt și deci, că nu avem niciun fel de comunicare cu toți care au venit din Asia, din Africa. Sunt diferențe culturale imense care chestia cu multiculturalismul nu mai are niciun fel de Dumnezeu, se vede că a fost un eșec total. Deși aici așa s-ar fi dorit un amestec de culturi care să poată fi stăpânit. Ei bine, uite-te la protestele care din toată Europa și îți dai seama că această uniformizare a culturilor și stăpânirea lor, păi este practic imposibilă. Deci s-ar putea ca Europa să scape de neomarxiști tocmai din mulțumită oamenilor care nu înțeleg cultura europeană, care nu vor înțelege niciodată și care nu se vor supune, cum se vede. Și au și mijloace pe care, oricât ar studia ăștia cu lupa, se încarcă unul cu dinamită și își dă foc și explodează. Deci nu cred că va fi posibil. Experimentul este tentant, probabil, pentru burtoșia de la Davos. Poate fi interesant, dar ei uită că există popoare care au suferit astfel de experiențe, poporul român este unul dintre ele, și sensul pe care îl dă poporul român libertății personale, nu zic acele de grup, la libertatea de grup ar fi trebuit să gândească intelectualii și să penalizeze orice formă de îngrădire a oricărei libertăți. Că de fapt despre asta e vorba.
Noi detaliem aici în mic ceea ce se întâmplă. În mare se întâmplă că ne pierdem în fiecare zi câte o libertate. Uite, în România, SRI a revenit în dosarele penale. Armata a avut acum să-și facă propriul serviciu secret ca să-și poată face firme. Băi, frate, să poată face arestări și percheziții. Deci noi, pe rând pe rând, trebuie să ne pierdem câte un drept până când nu mai putem spune nimic. Intelectualii au tăcut, dar cultura noastră și a celor care au trecut prin experiența lui Ceaușescu și a copiilor lor care au înțeles prin ce au trecut părinților, nu va fi destul de greu de făcut. Nu mă pronunț în legătură cu Europa de Est, dar având cam aceleași marje în care am trăit, nu pot fi foarte departe. Mă gândesc cel puțin la Ungaria, care a trecut prin aceeași experiență, la Bulgaria. Eu cred că oamenii ăștia nu se vor alinia foarte curând. Plus țările din vest, care datorită mișungului, amalgamului de culturi, cu care establishmentul nu se poate înțelege niciodată, cred că îi vor face pe ăștia să încerce să gândească un alt fel de strategie. Pentru că, totuși, de fapt, despre ce e vorba? Despre desacralizarea omului, despre lipsirea lui de Dumnezeu, lipsirea lui de suflet. De când vrei să-i anule sufletul și spiritualitatea, să o ataci și să-i impui niște comandamente date prin legi pe care omul nu le înțelege, cumva nu le va respecta. Asta nu e întâmplătoare. Cultura asta a maneliștilor și a oamenilor care, grupului etnic din care a izvorât această sămânță de manea românească, românul Ce ai devenit brusc corect politic? Nu, e o cultură care nu se va plia niciodată în marea ei masă pe văd ca și arabi. Văd că interzis în momentul de față, da, să rostești cuvântul țigan. Am vorbit cu Mădălin Voicu zile trecute, nu o să spună niciodată, nu o să-l auzi pe Mădălin Voicu urlând că chestia asta cu rom. El este de exemplu care vorba aia, Mădălin Voicu o spune foarte clar, eu sunt țigan, punct și cu asta basta. Dar nu are nicio conotație negativă. Da, exact. Care-i problema? Toată nebunia lumii în care trăim ne-a făcut să inventăm o nouă vorbă, da? Ca să cităm din clasici. Da? Este nouă vorbă. Băi, trebuie să găsim tot soiul de eufemisme pentru a ne explica niște stări, să încercăm să găsim niște sinonime nejignitoare care să nu încalce principiul corectitudinii politice. Bă, mai ați nebunit, da? Adică o să ajungem să ne înțelegem prin semne. Că lumea o ia razna, spun din nou, am stabilit această chestiune, vreau să vă arăt două secvențe din lumea de astăzi și să vă rog, încep tot cu Tavi, să comentăm aceste secvențe. Păi să-mi spun eu cele 30 de secunde și pe aia vă las. Păi, da, nu, eu vreau să-ți arăt, uite, fii atent, Tavi, să ne uităm împreună la această imagine, e din Londra, înțeleg, da? Exact. Ok, asta este prima secvență, e din Londra. Cea de-a doua, înțeleg că este din Paris, da? Așa arată în anumite locuri, așa arată în anumite locuri Parisul, da? Probabil pe chiar gară, zona respectivă, nu-mi dau seama exact unde e, dar în orice caz am văzut, sau mă rog, cred că e lângă Gare du Nord. Da, da, acolo, prin zona respectivă. Dar asta este, astea sunt imaginile. Asta ca să înțelegem puțin, fără emoții, cum să zic, la rece, jurnalistic, dacă vreți,
cu toții să înțelegem lumea în care trăim. Lumea în care trăim este asta din imaginile pe care le vedem acum. E o lume care se schimbă într-un mod absolut dramatic, da? Și sigur, noi avem preocupări, nu știu, Ciolacu are chestia asta, el trebuie să limiteze cash-ul să cutare să un alt. Dacă tu îmi spui... Păi spune la ăștia, mă, spune la ăștia care... Deci, da, să vină acum ăsta, Macron, da, să le spună ăstora de acolo, de că, bă, n-aveți voie să atingeți vreo bancnotă, că n-aveți ce face cu ea, cu bancnotă, da, în momentul de față. Sau ăla din Londra, da, pe care am văzut așa. Oameni buni, E o altfel de lume. Gata, s-a terminat. Lumea aia, așa cum o știam până de unăzi, nu mai există. Te rog, Tavi, liber la comentarii. Da, e o lume care mie personal nu-mi place. Eu am văzut Paris... Manule, mai difuzează tu de acolo imagine, te rog. Da. În alte condiții, am stat un an acolo, era de Paris, dar începea să se ducă dracului. Ideea este că mulțumită, poate că asta ne va salva de la neomarxismul ăsta extrem de viguros care îl propagă ăștia. Poate că această cultură care se va împotrivi și se împotrivește de la orice este european și asta, din păcate, datorită trădării, o spun de 100 de ori intelectualilor, am ajuns noi să trăim acest neomarxism, băi, ăștia vor salva Europa pentru că nu vor înțelege decât ceea ce au ei. Ei n-au o problemă. Ei câștigă niște bani acolo, respectă niște reguli minimale atunci când le respectă, dar când li se impune ceva, păi se încarcă cu dinamită. Și atunci să-i vedem pe băieții ăștia de la Davos. Deci, vedeți că în fiecare mișcare a populației există și un bine și un rău. La început, oamenii ăștia părinților au construit marea bunăstare din anii 70-75, 80 din Occident. Că ei au construit, să recunoaștem, că toate puterile occidentale i-au adus pe toți ăștia în frunte cu Merkel să lucreze. Mai întâi pe turci săracii, dacă citiți cartea lui Günther Wallraff despre ce a însemnat migrația turcească și cum se comporta Germania cu primii imigranți turci, veți vedea, pentru că toate muncile grele erau făcute de acești nenorociți, care pleacă, nu pleacă de bine din țările lor, dar ei nu înțeleg cultura occidentală. Când va veni neomarxiștii, va fi cel mai interesant război între neomarxiști și culturile arabe care nu înțeleg nimic din europenism. Dar aici, poate Bogdan știe, poate că la Davos există soluție și pentru asta. Chiar așa, nu știu niciodată despre asta, că tu ești la Davos. Hai să vedem ce zice Bogdan apropo de aceste imagini și apoi să vă mai citesc o chestie drăguță. Bogdane, noi am mai arătat la un moment dat, cred că tu ne-ai sugerat la momentul ăla, niște imagini din Statele Unite ale Americii, în care erau foarte mulți pe stradă, e adevărat, dormeau pe străzi și așa mai departe, dar situația e diferită, erau evacuați, să zicem, din case la un moment dat, da? Sau n-aveau case, le-au luat băncile, casele, n-au putut să plătească ipoteca. Aici însă, în cazul Parisului, imagine pe care le vedem acum, e vorba de migranți, mulți, care n-au unde să nu... Da? Da, și situația asta... E de mai mulți ani, adică nu e o chestiune în care au venit acum pe valul ăsta. Dar nu putem, Tavi știe bine de tot, că vorbeam de multe ori, nu putem vorbi despre situația migranților și despre Europa cu migranți dacă nu vorbim despre planul Calergii, care iar se spune e o teorie a conspirației, că e nu știu ce a venit. Nu e nicio teorie a conspirației. Deci, 6 ani de când vorbeam. Acum 6 ani vorbeam. Contele Calergii este cel care a dat bazele și a structurat și a dat direcțiile Uniunii Europene. Am mai spus asta, am spus că și inclusiv imnul, Beethoven, deci toată faza, cum să fie. El a spus că populația Europei trebuie adusă pentru ca să aibă elitele europene, cum să manevreze o populație care era în creștere. Trebuie să fie o populație, sunt cuvintele, metisă și docilă, adică o populație care să vină din toate zonele pământului, adică el vedea să vină din Nordul Africii, zonele Maroc, toate astea spre Maghreb, să vină din părțile alealte și toți și să vină peste populația europeană pe care o vedea că era școlită, era mult mai cu o cultură, mult mai așa, cultura europeană. Europa era în momentul ăla nu numai aleagă în civilizație, ci era...
o putere mondială. Și tocmai că europeanul nu putea și cerea drepturi, libertăți și toate astea, trebuia contracarat cu populațiile care vin în alte zone, care să creeze acea populație metisă și docilă. Reamintesc că cine nu crede în treaba asta să caute să vadă tot planul Calergii, al contelui Calergii, și doi, fundația Calergii, în care Merkel era nu numai membru, era persoană de vază, sunt multe personalități din elitele europene care sunt în fundația Calergii, și să-și aducă lumea aminte că Merkel era promotoarea și care spunea să vină, lăsați migranții să vină la mine. Peste tot. Doi, pentru cine nu este, se găsește pe internet, noi am dat poza în premieră ziua atunci, Iohannis este membru al fundației Calergii. El a primit premiul Calergii de la, chiar de la Angela Merkel, este într-o festivitate acolo, deci planul ăsta, deci, despre care vorbești și în care vin toți ăștia și sunt reprezentativi în Europa și au la un moment dat o pondere, pentru că te întreb, bun, Iohannis, la ce a primit premiul Calergii? Pentru că din punct de vedere al migrației, România nu era în prim plan, ba chiar ăștia veneau și fugeau de România, și cu toate astea vine Iohannis și pentru aportul adus și nu știu cum. Dar dacă citești restul planului Calergii, o să vezi că Iohannis a participat masiv la îndobitocirea populației din pe care el o reprezintă, adică s-a dus și s-a stăpânit pe ea. Eu consider în continuare că nu e ales de popor. Eu nu cred că poporul român e atât de imbecil încât să-l aleagă pe Iohannis și a doua oară. Și probabil că el ne-ar fi băgat pe gât și dacă am fi putut avea și al treilea mandat. Dar nimic, o să vină altul care o să ducă mai departe și poporul să creadă că iară, că a votat, că a făcut bine, că democrația merge, că totul e în regulă. Iohannis a fost premiat pentru restul meritelor și pe care le-a băgat din planul Calergii, adică limitarea drepturilor, libertăților, deci tot ce apare acolo. N-am eu timp acum să-l cer în document pe mai multe planuri și în mai multe etape acest document de structurare al Uniunii Europene și în care Uniunea Europeană, deci elitele vin și stau în spate și decid, și așa zis, mâna de lucru a acestei structuri este ceea ce vedem, adică un aparat birocratic imens care vine și dă legi, dă norme, tot felul de astea, fără să întrebe practic populațiile, în care cei aleși europarlamentarii din țările respective ajung acolo și sunt regimentați în structurile europene care au la bază deciziile de grup și deciziile elitiste, deci fără, practic e așa o simbioză între ce se decide și ce se aplică, și să nu se abate nimeni de la planul acesta european. Și migrația, de spuneam, nu poate fi văzută altfel. Și acum a venit Kissinger, știi, care Kissinger e și el mare promotor al ideilor globaliste și cel care practic a fost unul dintre artizanii Forumului Economic Mondial și al numirii lui Schwab acolo. Și a venit Kissinger și am impresia că de cei din America au decis chestia asta și cu tot cu și să vină și Europa să vină să meargă cu planul Calergii, și acum a venit Kissinger acum 3 zile la 100 de ani. Am primit 100 de ani și a zis că am impresia că Europa a făcut o mare greșeală când a primit migranții. Mm-hmm. Adică la Bogdan, e corect. Totul presupune că vin europenii și conduc. Bă, nu mai conduc că vin așa și încep să facă rugăciuni în plas Pigal și în fața Westminster Abbey și s-a dus dracu planul Calergii, că nu poți să-i stăpânești. Ăștia sunt profund religioși. Așa s-ar fi gândit că vin din Orientul Mijlociu și arabii în general și musulmanii și preiau coordonatele europene. Ei bine, s-au înșelat. Ăștia, cu ăștia e de luptat. Și cu ăștia, nu se luptă cu concepte. Ăștia se luptă cu dinamită. Deci aici au greșit, probabil. Pentru că, fiind profund religioși, musulmanii și arabii, bă, vor fi greu de stăpânit. Și Europa nu îi poate stăpâni și sunt atât de mulți încât nu mai pot să izolezi. Ceea ce pentru noi e și rău și bine, că ne salvează cumva de la rapiditatea cu care decurgea planul Bruxelles neomarxist, și al doilea rând pentru că creează o frică, o spaimă, o situație nesigură în modul de comportament al europenilor.
Deci sunt două rele până la urmă, dar totuși e o salvare până acum. Eu nu cred că europenii educați, lipsiți de intelectuali care să vizionari, care tac sau care iau bani sau care sunt cuceriți de propria lor viață, atâta cât e și nu-i mai interesează de cei după, deși au pierdut rolul în societate. Păi dacă populațiile europene au ajuns în atât de slabe, păi frate, în loc, când să nu vezi și să fii tu de acord să ți se ia drept după drept, pentru că așa se ca la ăla. Păi, dar de ce să nu mă asculte SRI-ul? Că eu n-am nimic de ascuns. Băi, frate, când un european poate gândi în halul ăsta, bă, noi suntem deci trebuie să vină să ne salveze musulmanii, mă, pentru că noi ne-am bătut joc de biserici în marile capitale, toate domurile, toate catedralele sunt muzee. Dacă nu s-au făcut, se fac audiții de muzică și așa. Uite, aia nu și-au pierdut religia, bă, și foarte bine au făcut. Pentru că pe noi, în Europa, numai reapropierea de Dumnezeu ne poate salva. Pentru că ai un contrafort în sufletul tău și poți să lupți respectându-ți sinele. La noi nu mai contează sinele. Dacă spune, bă, nu mai fuma la 50 de metri de nu știu ce căcat. Da, da, sigur. Bă, nu mai fac aia că e... Da, sigur. Ei bine, când îl ai pe Dumnezeu cu tine, bă, ai liberul arbitru pe care ăștia vor să ni-l taie. Liberul arbitru îți dă voie să și greșești. Bă, dar în spate e Dumnezeu care ține mâinile deasupra ta. Dacă nu mai avem liber arbitru și văd că începem să nu mai avem, noi ca europeni suntem pierduți. Aș vrea să punctez o chestiune apropo de, mi-a adus aminte Bogdan, de premiul Calergy pe care l-a primit Klaus Iohannis în 2020, nu Bogdane? Cam așa, nu mai știu fix anul, dar cam așa. Respectivă, dar știu că am avut o discuție cu, n-am să-i dau numele, că mă rog, un europarlamentar al României cu state vechi. Și omul meu, nu știam, vă mărturisesc sincer că la momentul ăla chiar habar n-aveam de premiul ăsta Calergy, de însemnătatea lui, de nu știu, am zis, bă, îi să dă ăstuia încă un premiu, deci în categoria aia, știi, așa. Și mi-am adus aminte că respectivul europarlamentar, într-o discuție printre altele, mi-a spus, reproduc din memorie, nu știu exact, m-a zis, aha, zice, ăsta este un pașaport foarte important pentru Iohannis de după ieșirea din mandat. Și am întrebat eu cam ce pașaport. Deci îi se va găsi o funcție importantă sau ceva la Uniunea Europeană, pentru că dacă a fost ștampilat cu premiul ăsta Calergy, înseamnă că e validat pe o anumită direcție. Repet, e din memorie sumarul acelei discuții. Deci probabil că băieții ăștia, este noua masonerie, dacă vreți, sigur, luați-o în sensul ăsta, dar noua masonerie. Confreria a indivizilor care sunt într-un club al globaliștilor, da, în toată chestiunea respectivă. Data viitoare, rog. Dar noi vorbeam cu Bogdan și cu Bieto Horia Alexandrescu, Dumnezeu să-l odihnească, da, cu 6 ani despre planul Calergy și toată lumea zicea, bă, vă se stâmpiți, bă, numai prostii vorbiți, ce plan Calergy? Ți-au ce aminte, Bogdane? Da. Da. Aș vrea să vă arăt pentru cei mai tineri, să zicem așa, dar și pentru noi ăștia mai purisani, așa, să ne aducem aminte, repet, avem de a face cu o nouă albă ca zăpada, asta este, da, așa de albă e ea, da, nu am nimic cu doamna, e, înțeleg, o actriță foarte bună, dar nu e albă ca zăpada, ok, e regulat, și mai avem albă ca zăpada fără pitici. Deci asta este noua ecranizare, va fi fără pitici și fără o tipă albă ca zăpada. Însă, după cum ne învață de la Wikipedia citire, ca să zicem așa, să ne facem un pic aminte ce e cu ăștia, mă, cu frații Grimm ăștia, ca să înțelegem, da? Cărora ăștia, în momentul de față, progresiștii, le modifică în mod radical poveștile. Povești pe care ei le-au cules, sunt povești populare, multe dintre ele. Doi frați, Iacob și Wilhelm, da, au fost, atenție, ca să înțelegem că nu erau, mă, niște fiște cine, da, erau folcloriști, lingviști, filologi, doctori în drept. Deci cei doi frați Grimm erau doctori în drept, da. Ăștia notează aici pe Wikipedia că poveștile lor au contribuit la formarea limbii germane,
Da? Au inclusiv printr-un dicționar, cartea cuvinte germane pe care l-au scris împreună și prima carte de fonetică, fonologia limbii germane, legea lui Grimm, scrisă doar de Iacob, e adevărat. Dicționarul fraților Grimm, ca să înțelegem, aveam 33 de volume și cântărea 84 de kilograme. Păi eu mă gândesc așa, câți dintre ăștia care astăzi, decizând ei că n-au fost corecți politici frații Grimm când au scris respectivele povești sau că ele trebuie modificate în acord cu noua paradigma corectitudinii politice, câți dintre ăștia, nu dacă au scris trei cărți sau 33, nici nu mai vorbim, bă, dacă au în bibliotecă 33 de cărți, da? Sau dacă toată viețișoara lor au citit 33 de cărți, cât a scris numai la volume, cât a scris numai la legea lui Grimm, Iacob Grimm. Deci, domnule, e o lume, ca să reflectăm puțin la, nici nu-i spui superficialitate, că încă ar fi un cuvânt prea dulce, prea ușor. Nu, la tâmpenia, la descreierarea care a cuprins lumea în care trăim. Așa că... Doamne, e vorba de trădarea intelectualilor din marile universități americane. În basmele românești, în basmele fraților Grimm, bă, e vorba de un etos, mă. E vorba de o istorie pe care ei vor să... Asta e numai fațada. Ei vor să distrugă istoria noastră ca popor. Istoria germanilor ca popor, a oamenilor care s-au construit pe un cod genetic, pe un specific național. Ei vor să desacralizeze oameni, că pe partea altă se renunță la Dumnezeu. Spunea cretinul ăla, să avem un singur Dumnezeu toată lumea. Băi, frate, deci e asta vor. Golirea de conținut a tot ceea ce este dumnezeiesc în noi. Spirit, conștiință, liber arbitru. Totul și desacralizare și dispariția istoriei și a etosului, mă. Să fim niște oameni care nu știm de unde venim și unde ne ducem. Asta este marea chestie pe care o urmăresc ei. Da. Mulțumesc. Spatele tău. Spun, poate vreau să l-a pus, da, uite, este e momentul în care a primit premiul. Bravo, Manu, că s-a ocupat Manu, uite, da, asta a fost ceremonia de... Acum, trebuie să, din dorința de a fi, era să zic, corect politic, trebuie să subliniem că despre acest plan Calergi despre care pomenea și Bogdan Comaroni este în multe, că tot așa am zis noi că asta este marea emisiune despre marile conspirații, despre topul conspirațiilor, este o, potrivit Wikipedia de asemenea, o teorie conspirativă de extremă dreapta, conform care încearcă amestecarea raselor albe europene cu alte rase prin intermediul imigrației. Da? Deci asta scrie Wikipedia, înțelegeți? Da. Acest plan ar fi fost propus de către politician austriac Richard von Coudenhove-Kalergi și promovat în mediile aristocratice europene. Din punctul său de vedere, integrarea diverselor rase în societate este inevitabilă, omul viitorului va fi metis, rasele și clasele de astăzi vor dispărea treptat, teoria e asociată în general cu grupurile și partidele europene, însă a devenit prezentă și în politica nord-americană. Și puteți citi despre toată această, că ne-a întrebat cineva la un moment dat dacă există realmente un astfel de plan Calergi sau e doar o teorie a conspirației. Da? El nu e în formula asta scris, adică nu este un document numit Planul Calergi, dar este o lucrare, Calergi Plan, apărută în 2005, de Gerd Honsik, da? Și numită Planul Calergi, repet, în 2005, un ziar de investigații, L'Inchiesta, a descris Planul Calergi drept o farsă, care poate fi comparată cu scornirea antisemită a protocoalelor înțelepților Sionului. Acum, hai să zicem că nu există un plan în formula asta scrisă, Planul Calergi, dar ceea ce vedem astăzi, atenție, lucrarea este scrisă, Planul Calergi e scrisă în 2005, noi suntem la aproape 20 de ani distanță de acel moment. Bă, cam tot ce descria ăla în lucrarea, vorbim de neonazistul ăsta, Gerd Honsik, da? Tot ce descria ăsta în lucrarea Calergi Plan, da? Apărută, repet, în 2005, apropo de amestecarea raselor europene cu rase, alte rase venind acest amestec pe fondul fenomenului de imigrație, vreți să spuneți că nu se întâmplă? Mai arătăm o dată. Auzi,
imaginile de la asta, Paris. Dacă ăsta era, auzi, dacă ăsta era un fraier, de ce există Fundația Calergii și da. Elitele europene primesc premiul Calergii? Dacă ăsta era un fraier, un, ce era el acolo, un austriac? Da. Deci, culmea este că toate planurile astea se dovedește, deci pleacă ca și teoria ale conspirației și se dovedesc ca devenind reale. Ca și ce am prezentat înainte, știi, cu previziunea lui, lui Pike, și ce am zis de vreme și de alte planuri și protocoale care apar. Adică, bine, domnule, înțeleg, sunt false, sunt fake-uri. Bă, da, înseamnă că sunt niște băieți care se iau după ele. Adică, bă, fake-uri, fake-uri, dar hai să le aplicăm. Sau cum e treaba? Adică, de ce bă, devin premiu, realitate? Băi, un premiu dat de Uniune de, de fundație asta, bă, la care e premiat un șef de stat, bă, nu mai poți să-i ca o glumă și ca un... un plan derizoriu. Deci, asta a fost lăcomia europeană care a văzut că se poate și a avut ani înfloritori mulțumită acestei migrații arabe, arabe și musulmane, dar vor plăti. Deci e cutremurător când vezi în Plas Pigal să vezi rugăciunea cântarea muezinului. Bă, se apucă totuși frisoanele, mă. Pe de altă parte, ăștia vor avea probleme. E o religie tânără, o religie cu mulți adepți și adepți care se pot, care nu le pasă așa de mult de viață. Aia trăiesc și în sărăcie, trăiesc și în mizerie, se și sinucid, primesc moartea ca pe o binecuvântare, bașca că primesc și 72 de fecioare când ajung la Allah, ceea ce nu-i de nesocotit. Cine mai primește astăzi așa ceva? Deci că ăsta va fi foarte greu de uniformizat societățile. Pentru că ăștia vor fi totdeauna sămânța discordiei și nu vor alege niciodată calea europeană. Am văzut, bă, că puneau întrebări la nu știu ce conferință, cineva de la ziarul calea europeană. Băi, frate, deci atâta scuipată... pe fața noastră a tuturor. Bă, ăsta e ziar calea europeană, mă, să-i propagandă. Cum este ziarul? Este ziarul fostului purtător de cuvânt al guvernului României, mă. Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt și al, și al masoneriei române. Deci Dan Cărbunaru, care este purtătorul de cuvânt al Marii Loji Naționale a României și așa mai departe, da? A fost purtător de cuvânt al guvernului României în vremea domnului Ciucă. Da, mă, că e bine, mă, e frumos totul în țara asta. Da, eu știu, asta e, dar de-aia am zis că e ca un scuipat. Deci când zici sunt ziaristul George... Ce vrei mai mult? Băi, Robert, când zici sunt ziaristul independent George de la ziarul Calea Europeană, mă, te apucă râsul, mă, dacă... Exact când, ca și când îi vezi pe ea rugându-se în, lângă subtur Eiffel, mai trebuie să vină o cântare a muezinului și exact ca și Calea Europeană a lui ăsta. Așa. Hai că m-am enervat. Acum mi-am ajuns, am, iertați-mă, deci pe 3 martie 2020 s-a întâmplat decernarea premiului Calergii, da? Și fiți atenți, comunicat oficial de la președinția României, l-am găsit. Președintele României așa va primi miercuri 4 martie premiul european Calergii pentru anul 2020 în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Cotroceni. Premiul va fi acordat de către Alteța sa Serenisimă, prințul Nicolaus von Liechtenstein, președintele Societății Europene Cudenhove Calergii. La eveniment va participa și domnul Donald Tusk, președintele Partidului Popular European și fost președinte al Consiliului European, care va rosti un laudatio. Decizia de acordare a premiului european Cudenhove Calergii pentru anul 2020 președintelui României a fost adoptată de membrii Societății Europene Calergii pentru meritele sale deosebite de politician, care prin dedicarea pentru valorile europene contribuie decisiv la consolidarea integrării României în comunitatea statelor europene, apreciindu-se totodată că acțiunea sa politică are un rol exemplar într-o Europa care a fost divizată în trecut, da? Premiul Calergii se numără printre cele mai prestigioase distinții decernate la fiecare 2 ani unor personalități care și-au adus contribuția la proiectul unei Europe unite și pașnice și este decernat de Societatea Europeană Calergii, înființată în 1978 în memoria marelui vizionar european Richard von Cudenhove Calergii, da?
Contele Kalergi a dezvoltat ideea unei Europe unite la scurt timp după primul război mondial ca o contrapondere la ideile totalitare ale fascismului, național-socialismului și comunismului. În 23 a fondat Uniunea Paneuropeană, contribuind de asemenea prin ideile sale la fondarea instituțiilor europene. Kudenhof Kalergi a fost primul laureat al primului Carol cel Mare al orașului Aachen în 1950. Și aici sunt enumerați de ăștia care au mai primit premiul Kalergi, da? Mă rog, de la Angela Merkel, evident că nu putea să lipsească de acolo, la Yehudi Menuhin, Emil Constantinescu, uite, a primit și el premiul Kalergi, da? Președintele Estoniei, Ronald Reagan, Helmut Kohl, da? Juan Carlos, Sandro Pertini, președintele Italiei din 84, mă rog, cam ăștia sunt pe acolo. Juncker, bineînțeles, da? A primit și el premiul Kalergi. Deci cam, ce să zicem, e într-o bună... Uite că cu sau fără plan avem o Europa foarte unită. Deja se instituie la toate granițele controle. Noi mai vorbim despre Schengen, bă, dar suntem de râsul curșilor. Bă. Deci atunci când a trebuit... Auzi, ăla, stai, bă, stai, ăla cu ochelar cred că este prințul, nu? Deci asta este alteța sa serenisimă, prințul Nicolaus von Liechtenstein. Ăla cu ochelari, îl vedeți acolo, care ține cu Iohannis. Bă, ce mândru e al nostru. Pare că am degenerat, ca și toate familiile. Mă, dar nu era un von Liechtenstein ăsta de ne-am pușcat ursul? Sau țin eu minte? Ăla, ursul ăla, cel mai tare urs din parcare. De la nu mai urs, da. Tot un von Liechtenstein de ăsta l-a pușcat. Da, am înțeles. Cred că de-aia o fi dat lui Iohannis. Zice, bă, mersi pentru urs, hai că-ți dăm. Bă, dar voi vedeți, stai puțin, asta e din 2020. Voi vedeți, bă, eu cred că Iohannis a făcut ceva operație estetice, tată. Ia, pune-mă o poză cu el la frizer de acum. Ia așa. Ia așa, să găsim o chestie. Uitați-vă la el, de la tunsoare la... Arăta mai rău, mă. Avea niște riduri, avea niște chestii, avea colțul din stânga buzei de jos lăsat așa, mai lăsat. Uite cum era în 2020, uitați-vă atenți la el. Și să-l vedem acum, în zilele noastre, da? S-a întâmplat ceva cu omul, deci cred că el iese din mandat întinerit, la propriu, nu la figurat, da? Deci, uite-l, deci pe bune. Părângă și-a schimbat freza, așa, dar i-au făcut ceva, deci eu vă spun sincer, i-au întins pielea la față, la ceva, s-a întâmplat o chestiune cu Iohannis. Uite, vorbesc foarte serios, da? I-au băgat sânge proaspăt. Cred că da, i-au băgat ceva, nu știu, i-au băgat steroizi, ceva, o chestiune de genul ăsta, niște de-ăsta, colagen pe undeva, i-au pompat ceva. Sunt răutăcios. Suntem, evident că suntem. Ce gagică miștoare. Asta e doar frizerită, deci aia care îl ține. Bă, dar el, tu vezi că și când stă lângă o gagică, mă, când îl, ai, nu știu ce, el tot cu mâinile încurcișate așa de la buric. Bă, că e bărba bine, de ce ești răutăcios? Da. Ce numai tu vrei să arăți bine? Lasă-mă să mai arate și eu, Anis, bine. Eu nu arăt, băi, arăt cu degetul. Da, e vorba de, uite, ăsta e, mă, președinte, mă, nu era să zic, nu Rahat. Da, asta e. Așa. Hai să ne oprim aici, că cine știe ce mai spune. Invidios, băi, asta e. Ești invidios. Da. Tu albești și el te arată din ce ce mai bine. Eu știu, dar eu vreau să, dacă l-aș prinde singura întrebare la un interviu, așa aș deschide. Cu ce vă vopsiți, domnul președinte? Dați-ne și nouă, nene, că eu n-am. O știu că acum vreo câțiva ani, mulți, da? Mi-a dat unul, l-a dat un frizer, o chestie, la un moment dat a zis că nu-ți vopsește părul, zice, nu știu, îți face țilargin, o chestie, un șampon din ăsta, o nebunie. Deci, mamă, mi-am dat cu chestia aia în cap, noroc că era o vineri seară, ceva de genul ăla. Când am ieșit din baie să nebunesc, era ceva, o chestiune ciudată, o jumătate păr era mai închis, jumătate mai deschis, după cum, nu știu, am înțeles că prinsese. Da, da. Trei zile m-am spălat pe cap de câte 4 ori, înțelegi? Deci era o nebunie curată până când luni dimineața m-am dus din nou la frizer, zic, mai tundem o dată, m-a luat la matun scurs, a fost o nenorocire curată. Da, vai de capul nostru. Un dezastru curat. Dar eu cred că Iohannis, după cum vedeți, are, nu, i-au găsit ceva, sau are un ăsta, un care prepară o vopsea de păr bună. Asta e clar, da. Că zici că e de acolo. L-au blonzit așa, l-au făcut, nu e alb, e ușor. Eu am crezut că numai între femei am crezut că e invidia asta. Bă, dar văd că... Mie îmi place pijamaua, doamne, este foarte mișto. Pardon, ce-o fie? Costumul de lucru.
Da. Eu în locul tău puneam numai pe domnișoara acolo și puteam vorbi și despre Iohannis. De acum când vorbim despre el, putem să punem câte o gagică mișto, ceea ce nu mi se pare... Nu mai la gagiști, gândul, cititoare și gagi și toate chestia. Să mai la... Da, mă, deci fii atent. Da. Deci fii atent. Emanuel, Emanuel von Liechtenstein ne-a împușcat ursul Arthur. E fisul, mă? Cine e ăla? Nu știu, acum trebuie să vedem. O fi fisul care arată la meclă, cam arată ca ăla. Da. Cine? Ursul era fisul sau? Asta e interesant. Da. Hai că m-a lămurit doamna Alina Clodeanu. M-a rămurit doamna Clodeanu. Ursul era ursul românesc era un dizident și lupta împotriva neomarxizării pădurilor din România. Și a fost lichidat. Dați-mi voie să spun, Mircea Mocanu, mișto comentariul tău, am râs, dar nu pot să-l citesc pe... Adică nu-i cazul. Da? Deci un comentariu al lui Mircea Mocanu pe... pe chat-ul emisiunii. De ce nu citești? Nu, oamenii să... Căutați-l, e printre ultimele acum apărute. Mircea Mocanu. E un comentariu mișto, înțelegi, da. E drăguț. Da. Bun. Hai, ne oprim aici. Gata? Da. Bine, mai ținem și pentru săptămâna. Mai ținem și pentru săptămâna viitoare să o apucăm, Doamne ajută. Păi, ai zis că facem aia cu toată teoria conspirației. Și tu ești mare bucătar, hai să facem aia cu mâncarea. Gata, săptămâna viitoare facem aia cu mâncarea și dacă pică turnurile gemene. Da? Ok. De săptămâna viitoare vorbim despre ce bagă ăștia în noi. Da? O să vin, te vorbesc foarte serios, chiar vin și cu niște conserve să citim niște etichete puțin și să tosul de... Ești de acord, Bogdane? Da? Da. Eu aduc slănina din frigider. Are euri. Are euri. Înțelegi? Că toată lumea, când vede slănina, face... Bun asta. Înțelegi? Are euri. Hai, v-am pupat. Pa, pa.